strada Gării numărul 44, telefon 0265 511 700 și în Toplița, strada Gării numărul 48, telefon 0266 342 128. Flosso, calitate, promptitudine, competență. Mera Auto Service, de 14 ani pe piața Reghineană. Laborator de vopsele cu nuanțare computerizată. Atelier de tinichigerie auto. Vopsitorie în cabină de vopsit ultramodernă. Mera Auto Service. Seriozitate și calitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Suntem lângă tine. Am urmărit împreună cum s-a dezvoltat orașul. L-am privit împreună cum a trecut prin bune și rele. Ne-am implicat împreună cu tine și am crezut în viitorul Reghinului. Urmărește Panoramic, o emisiune dedicată evenimentelor ce schimbă orașul nostru. Sunt Anca Făgăraș și voi fi gazda dumneavoastră, încercând să vă aduc puțină veselie în case, prin cântec și nu numai, alături de interpreți consacrați ai muzicii populare românești, cât și tinere talente ce vor duce mai departe tradiția și folclorul acestui popor. Dar Reghin TV vă invită să deschidem împreună în fiecare seară de miercuri Lada cu Zestre, să redescoperim tradițiile și cântecele noastre autentice. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Niște sufletească, belșug și lumină să vă aducă sărbătoarea Învierii Domnului. Paște fericit! Vă invit să parcurgem împreună cele mai importante știri ale săptămânii care se încheie astăzi. Duminica Florilor a fost marcată la Reghin de aproximativ 20.000 de ortodoxi, precum și peste 1.700 de reghineni de confesiune greco-catolică. Liturghiile au fost atent pregătite de preoți, iar la final, cei prezenți au primit ramuri de mățișoare pe care să le așeze acasă în dreptul icoanelor. Astăzi este sărbătoarea Floriilor, o zi pe care Biserica Ortodoxă o consideră ziua în care a avut loc intrarea triumfală în Ierusalim a Mântuitorului Iisus Hristos. În acest moment, Biserica din Reghin cu hramul Înălțarea Domnului este plină de enoriași veniți să se roage și să se bucure de mesajul pe care îl oferă această zi. Cum obișnuiți să sărbătoriți această zi a Floriilor? Cu mare drag și cu mare emoții, eu chiar am emoții, chiar mine se plâng, că e foarte emoționant sărbătoarea asta. Aceleași persoane care în ziua de astăzi, în ziua Floriilor, a intrării
triumfale a lui Iisus în Ierusalim, îi aduceau osanale și îl întâmpinau cu ramuri de finic. Aceiași oameni, doar peste 4 zile, aveau să strige în curtea lui Pilat: răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Ce reiese de aici? Cât de păcătoasă și cât de nestatornică este firea noastră omenească. Mesajul predicii pe care au rostit-o preoții la finalul liturghiei a fost de a ne deschide sufletul pentru a-L întâmpina pe Iisus, dar a fost subliniat și momentul de tristețe pe care l-a trăit Mântuitorul știind ce va urma. Era trist, El trecea cu trupul printre oameni, prin mulțime, dar cu sufletul, cu Duhul Său, era întors spre săptămâna care urmează, cea mai dramatică săptămână din viața lui Iisus Hristos. Ziua Floriilor este plină de semnificații pentru Biserica Ortodoxă și credincioși. Se vorbește la această sărbătoare despre firea umană, dragostea pe care o poartă Dumnezeu oamenilor pentru care și-a sacrificat unicul fiu, dar și despre simbolurile zilei, cum ar fi poarta Ierusalimului, care poate fi și astăzi vizitată. Tradiția spune că s-a zidit singură și tot singură se va deschide, va dispărea zidul acela în ziua învierii, în ziua de apoi, când vor fi judecate toate neamurile și cu toate sufletele se vor întoarce în trup, când va avea loc judecata finală, judecata universală. După slujba de flori, enoriașii pleacă spre case pentru a marca împreună în familie sărbătoarea de astăzi, cea a floriilor. Însă duc cu ei asemenea tulpini de mățișoare. Tradiția în popor spune că tulpinile trebuie să fie cât mai bogate în flori, pentru că fiecare floare în parte semnifică un an din cei care urmează. Însă, Biserica Ortodoxă recomandă să așezăm aceste mățișoare în locuințele noastre la icoane și să ne bucurăm de ziua pe care o avem. Pentru Jurnal de Reghin, Marcela German și Șomodi Petrică. A început numărătoarea inversă până la debutul campionatului balcanic de culturism și fitness, care va fi găzduit de Reghin. Între 1 și 3 mai vor fi prezenți în municipiu aproximativ 250 de sportivi din 11 țări. Federația de specialitate pune la punct detaliile organizării importantei competiții. Momentele de sport vor alterna cu program susținut de artiștii români de seamă. Mai puțin de o lună ne desparte în acest moment de una dintre cele mai importante competiții sportive găzduite vreodată de municipiul Reghin. Campionatul balcanic de culturism și fitness va debuta pe data de 1 mai și va avea loc la Casa de Cultură Eugen Nicoară. Președintele Federației de Specialitate, reghineanul Gabriel Toncean, spune că sunt așteptați aproximativ 250 de sportivi din 11 țări. În total vom avea peste 400 de străini și o competiție foarte strânsă. Arbitrii vor fi și ei dintre cei mai cunoscuți. Partea de jurizare este asigurată de către Comitetul Balcanic, care prin arbitrii pe care au la federația lor, arbitrează și jurizează competiția. Președintele Forului Balcanic, domnul Nenad Vutković, mi-a promis că va duce cei mai buni arbitri pe care i-a instruit în Balcani și sper să iasă, într-adevăr, competiția să fie una jurizată în tocmai realității. Grija oficialilor este de a pune la dispoziție cele mai bune condiții de concurs, dar și de a oferi publicului un spectacol în adevăratul sens al cuvântului. Iată de ce se poartă discuții cu o trupă și soliști români ai momentului. După ce vom avea acceptul lor, respectiv a celor două soliste, care, din punctul meu de vedere, sunt top și formează o formație de foarte mulți ani, iar pe această cale chiar vreau să le laud, să le apreciez, să le ofer aprecierea mea pentru munca pe care o depun. Nu vreau să dau nume, dar vreau să vă spun că sunt două cântăreți și două soliste foarte, foarte cunoscute și apreciate la noi în țară. De asemenea, în deschidere, vrem să facem o surpriză reghinenilor, să aducem o personalitate a muzicii românești și nu numai. Organizatorii mizează și pe sprijinul partenerilor. Atât instituții publice, cât și societăți comerciale importante își doresc să contribuie la organizarea acestui eveniment sportiv internațional. La fiecare competiție organizată, oficialitățile, respectiv Primăria Reghin, Consiliul Local Reghin, mi-au fost alături. Pe această cale țin să le mulțumesc. Sper ca anul acesta să beneficiem și de ajutorul Consiliului Județean Mureș,
unde am purtat o primă discuție și de asemenea sper că să avem acceptul lor pentru a organiza acest eveniment major pentru județul nostru. Am pregătit un dosar și am depus un dosar la minister, unde sper de asemenea să avem șanse de reușită. Chiar ieri am încheiat cu Hotelul Marshall din București o colaborare care sper să fie una cât se poate de trainică. Lotul României la acest campionat este cel mai numeros din toate timpurile. 52 de români ne vor reprezenta în confruntarea țărilor balcanice. Gazda evenimentului va fi renumita Roxana Ciuhulescu. Reghinenii vor avea parte de spectacole de teatru. Acest lucru va fi posibil în urma colaborării dintre Casa Municipală de Cultură Eugen Nicoară din Reghin și Teatrul Național din Târgu Mureș. Începând din toamnă, la Reghin va avea loc câte o reprezentație pe lună, iar scopul acestui demers este atragerea publicului către teatru. O revigorare teatrală. Acesta este scopul colaborării care va debuta în toamna acestui an între Casa Municipală de Cultură Eugen Nicoară din Reghin și Teatrul Național din Târgu Mureș. Actorii vor veni lunar la Reghin, unde vor prezenta câte un spectacol, mai ales că noile condiții oferite de instituție după renovare sunt mai bune și le sunt benefice. Apoi se are în vedere atragerea publicului din municipiu spre teatru. Datorită faptului că s-a mărit puțin scena în urma lucrărilor de reabilitare a sălii, am stabilit împreună să deschidem în toamnă stagiunea 2015-2016 și să organizăm lunar câte un spectacol de teatru cu actorii Teatrului Național din Târgu Mureș. Sperăm că și publicul reghinean va reacționa așa cum trebuie, că eu știu că reghinenii sunt amatori de frumos, amatori de artă, amatori de teatru și să le oferim posibilitatea să vină lunar la un spectacol de teatru. Venim la Reghin cu și cu alte spectacole, nu numai cu campionatul. Din toamnă chiar ne-am gândit împreună cu Casa de Cultură Eugen Nicoară să stabilim o microstagiune, să jucăm în fiecare lună câte un spectacol pentru reghineni, pentru că eu consider că merită acest oraș să aibă astfel de spectacole, iar Teatrul Național, prin natura lui de Teatru Național, trebuie să vină, să ajungă în toate locurile. Să venim în Reghin să prestăm pentru publicul de aici, pentru că lui e mult mai greu să vină în Târgu Mureș și atunci încercăm să venim noi cu producțiile noastre aici în Reghin. Din nefericire nu o să putem veni cu toate producțiile noastre, pentru că sunt unele care au un decor foarte vast, care de-abia încape pe scena Marea Națională de acolo. Dar, cu toate celelalte, sperăm că vom avea o colaborare foarte bună și vom veni și sperăm să avem săli pline, pentru că, până la urmă, teatru e foarte important în dezvoltarea culturală a unui oraș și ceea ce e foarte important, tinerii și copiii trebuie să vină cât mai mult la teatru, pentru că aici văd lucrurile cu totul și cu totul altfel decât cum se întâmplă în viață. Compania Liviu Rebreanu a Teatrului Național din Târgu Mureș a mai oferit o reprezentație dedicată reghinenilor în data de 6 aprilie. Este vorba de campionatul de improvizație, spectacol dedicat liceenilor în cadrul programului Școala Altfel, să știi mai multe, să fii mai bun. 22 de reghineni au rămas temporar fără banii de ajutor social. Motivul? Au datorii la bugetul local. Datele primăriei Reghin arată că în luna martie au beneficiat de ajutor social peste 250 de cetățeni, iar aproape 200 dintre ei au prestat ore de muncă în folosul comunității, conform legii. Peste 250 de reghineni au beneficiat în luna martie de ajutorul social conform legislației în vigoare. Aproape 200 dintre ei au prestat ore de muncă în folosul comunității. În luna martie s-au aflat în plată un număr de 257 de dosare pentru ajutorul social și au executat lucrări în folosul comunității un număr de 192 de persoane. Cuantumul ajutorului social pentru o persoană este de 142 de lei, pentru două persoane 255 de lei, pentru trei persoane 357 de lei, pentru patru persoane 442 de lei, pentru cinci persoane 527 de lei, pentru șase persoane 564 de lei, iar pentru șapte persoane 601 lei. Administrația locală din Reghin este cea care stabilește planul de lucrări de interes local pe care le realizează beneficiarii ajutorului social. În principal, aceștia sunt chemați să contribuie la curățenia orașului. Anual
se aprobă de către Consiliul Local planul de lucrări de interes local, în baza căruia fiecare persoană aptă de muncă efectuează numărul de zile stabilit pe baza fișei de calcul în funcție de cuantumul ajutorului social. Printre lucrările aprobate, amintim curățatul pârâului trandafirilor, curățatul străzilor stabilite în grafic, întreținere parcuri, terenuri de sport, terenuri de joacă, curățat spațiile de joacă ale copiilor, întreținerea curților instituțiilor publice, școli, grădinițe, spital și alte acțiuni de interes local. Beneficiarii ajutorului social pot pierde banii dacă nu-și achită obligațiile către bugetul local. În luna aprilie există peste 20 de asemenea cazuri de reghineni care momentan nu-și pot ridica sumele de bani. Pentru menținerea dreptului la ajutorul social, alocație de susținere a familiei, indemnizației pentru creșterea copilului și a stimulentului de inserție, familiile și persoanele au îndatorirea să-și achite obligațiile legale față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate. La nivelul municipiului Reghin, la data de 1 aprilie, au fost suspendate 8 dosare de alocație de susținere a familiei, 6 dosare de indemnizație pentru creșterea copilului, 4 dosare de stimulent de inserție și 4 dosare ajutor social. Plata ajutorului social se suspendă pe 5 luni dacă beneficiarul are datorii la bugetul local. Din a 6-a lună, încetează dreptul persoanei la sprijinul financiar. Începe numărătoarea inversă pentru loteria bonurilor fiscale. Tichetele fiscale primite în perioada 2 februarie-28 martie 2015 vor participa la extragerea organizată în a doua zi de Paște, 13 aprilie. Fondul de premiere alocat este de 1 milion de lei. Datele bonurilor câștigătoare vor fi afișate pe site-urile Finanțelor și ANAF minim 30 de zile. Înainte vă invit să aflăm de la Andrada câte ceva despre vreme. Bine v-am găsit! Luni, cerul va fi în mare parte a zilei acoperit. Mercurul din termometre urcă în Reghin până la valoarea de 15 grade Celsius, în timp ce în Târgu Mureș va ajunge la 17 grade. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. Dacă ați păstrat bonurile fiscale primite între 2 februarie și 28 martie, intrați în cursa pentru loteria bonurilor fiscale. Toate acestea care au fost păstrate participă a doua zi de Paște, pe 13 aprilie, la prima extragere. Potrivit Direcției Județene a Finanțelor Publice Mureș, scopul organizării acesteia este în primul rând de reducere a evaziunii fiscale. Scopul de bază este reducerea evaziunii, fiindcă ni se întâmplă în fiecare zi și mie și dumneavoastră și fiecăruia dintre noi să cumpărăm anumite produse sau să beneficiem de anumite servicii, să nu primim bonul fiscal, ceea ce nu e normal. Și atunci noi toți trebuie să luăm atitudine în acest sens. Asta este o formă de atitudine din partea persoanelor fizice. Loteria se adresează direct persoanelor fizice. Aceasta constă în extragerea aleatorie a unui număr cuprins în intervalul dintre 1 și 999 inclusiv, reprezentând valoarea totală a bonului fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoare adăugată, stabilit prin extragerea succesivă a 3 serii de cifre cuprinse între 0 și 9, precum și un număr reprezentând ziua emiterii bonului fiscal aferentă lunii sau intervalului pentru care se organizează loteria. Ați auzit despre loteria bonurilor fiscale? Da, am auzit, cum să nu. Și dumneavoastră ați păstrat toate bonurile? Nu le-am păstrat pe toate, dar ce să zic, nu știm încă unde trebuie depuse. După cum am înțeles la televizor, trebuie depuse undeva la... Nu știu să vă spun exact, deci nu spun ce nu știu exact. Dar considerați că veți câștiga ceva? Nu știu ce să zic, nu prea avem noi șanse. Ați păstrat bonurile până da, acum? Da. Ați păstrat toate da. Bonurile? Când veți parti? 28, așa am înțeles eu. Martie sau da. Februarie? Da. Martie. Da, am păstrat, am bonuri mai multe. Sincer, nu mă interesează. Nici loteria, nici ce ar putea să rezulte de acolo. Știți că va fi o extragere în a doua zi de Paște? Am auzit, dar la televizor. Ați auzit? Că va fi extragere, cine o ținut bonuri fiscale. Și dumneavoastră? Nu, că n-am ținut.
Revendicarea premiilor se face în 30 de zile de la extragere. Lista premianților va fi publicată pe site-ul Ministerului Finanțelor, care va face și plata câștigurilor în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor, după validarea bonurilor fiscale de către inspectorii fiscali. În cazul în care nu există câștigători, fondul de premiere se reportează pentru extragerea următoare. Loteria va fi organizată lunar, în prima duminică, după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, dar va putea fi organizată și ocazional de sărbători. Pe lângă prilej de bucurie, sărbătoarea Paștelui este și perioada în care avem tendința să exagerăm cu mâncatul. Carnea și preparatele din carne de miel, ouăle, cozonacii, prăjiturile, dar și alcoolul consumate în exces duc la apariția indigestiilor. Cum putem preveni astfel de neplăceri, aflăm de la colega noastră, Mihaela Munteanu. Specialiștii de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății fac o serie de recomandări privind consumul de alimente din această perioadă a sărbătorilor de Paște, asta pentru a evita neplăcerile ce pot apărea după masa pascală. Sfaturile medicilor vin în special persoanelor care țin postul Paștelui, dar și celor care suferă de diverse afecțiuni, fie digestive, hepatice sau diabetice. De obicei, în perioada sărbătorilor nu avem doar exces de alimente, avem exces cam de multe, de alcool și chiar și de medicamente. Sunt unii pacienți care și-au mai multe medicamente ca să compenseze faptul că nu pot să vină la spital nefiind gardă decât la urgențe. Sunt alții care nu și-au medicamente. Sunt alții care consideră sărbătorile ca un mod de a face excese. Alimentația bogată în grăsimi trebuie evitată pe cât posibil atât de persoanele care suferă de afecțiuni digestive, gastrită sau ulcer, cât și cele care suferă de afecțiuni hepatice sau pancreatice. Pentru perioada Paștelui se recomandă consumul moderat de alimente tradiționale pe bază de miel, mai ales persoanelor care au ținut post, iar carnea și preparatele din carne de miel trebuie achiziționate de la comercianți autorizați care pot certifica controlul sanitar veterinar al produselor. Fiecare trebuie să știe corpul și limitele și în funcție de asta să-și dozeze atât alimentele, chiar și medicamentele. Pentru că sunt foarte mulți oameni care postesc și postul, cel puțin din punct de vedere alimentar, este o modificare în organism și în sistemul enzimatic și atunci readaptarea la o alimentație grea, bazată pe carne și sosuri și prăjeli, necesită un anumit timp. Alimentația trebuie să fie diversificată și să cuprindă în principal cereale, legume, fructe și produse lactate. Se recomandă de asemenea evitarea consumului excesiv de alcool, iar trecerea de la alimentația de post la cea obișnuită trebuie să se facă treptat. Orice boală sau orice afecțiune se tratează mult mai bine prin prevenție, deci dacă previi, e mult mai ușor să tratezi sau durata este mai scurtă, așa că încercați să vă adaptați la ceea ce consumați, la ceea ce sunteți, adică ceea ce suntem noi din punct de vedere medical să reușim să transpunem în ceea ce facem din punct de vedere culinar. Toate cele bune ca de fiecare dată și sănătate, indiferent de perioada anului, este cea mai importantă urare. Având în vedere zilele libere din perioada vacanței de Paște, pe lângă o alimentație corectă, medicii recomandă și o hidratare corectă și activitate fizică corespunzătoare. Reginul va sta la loc de cinste și la ediția din acest an a Târgului Internațional de Instrumente Muzicale de la Frankfurt. Evenimentul găzduit de Germania este cel mai mare din lume în acest domeniu și reunește cei mai importanți pioni ai industriei mondiale de profil. Musikmesse Frankfurt este cel mai mare târg muzical din lume. Anul acesta expoziția va fi deschisă în perioada 14-18 aprilie în Germania, acolo unde se organizează de multe decenii. Și în acest an, Reginul, orașul Viorilor, va fi bine reprezentat la eveniment prin doi cei mai mari producători de instrumente muzicale. Fabrica inginerului Vasile Gliga va fi la cea de-a 25-a participare la târgul de la Frankfurt. Viorile din Reghin ne reprezintă, reprezintă orașul, reprezintă județul, chiar și țara, și e cel mai important loc unde trebuie să fii vizibil. Standurile românești sunt prezente de atâția ani. Îmi doresc ca pe viitor să fie un singur stand care să reprezinte România. Încercăm asta de câțiva ani cu domnul director Bâzgan de la Hora.
Pe parcursul evenimentului au loc numeroase concerte, seminarii, workshop-uri, evenimente, iar producători din întreaga lume expun o gamă completă de instrumente din domeniul muzical, de la cele clasice până la echipamente destinate muzicii electronice și pe computer. Music Mese reprezintă platforma ideală pentru a te informa despre noi produse, accesorii și servicii din muzică și pentru a găsi noi parteneri sau a stabili contacte în domeniu. Pentru muzicieni și profesorii de muzică, Music Mese reprezintă oportunitatea de a testa produse noi și a afla ultimele noutăți în domeniu. Într-adevăr, vin cele mai mari firme din lume ca să ne vadă că suntem prezenți. Nu se fac acolo contracte, dar prezența noastră acolo înseamnă că avem continuitate, că suntem o forță pe piața instrumentelor muzicale, suntem cei mai mari producători de viori ca țară din Europa. Trebuie să știe toată lumea că încă sunt comenzi, n-am scăzut deloc anul trecut față de acum 2 ani, producția de instrumente muzicale. Standul fabricii de instrumente muzicale cu coarde va oferi publicului tot ceea ce are producătorul mai deosebit, iar la capitolul inedit, reghinenii stau foarte bine. Chiar dacă nu sunt foarte comerciale, un instrument lăcuit în alb sau demontat sau cu un lemn deosebit, deci trebuie să atragi privitorul. Mai multe se vând viole de serie, după aceea cele de calitate medie și mai puțin de cele de performanță, dar standul trebuie să fie, într-adevăr, să ne reprezinte, pentru că, într-adevăr, în Reghin se fac, zic, instrumente la același nivel ca și cele din Cremona și din Germania, din Mittenwald. La ediția anterioară a târgului, cea din 2014, pe la standuri și la manifestările organizate, s-au perindat peste 65.000 de vizitatori, iar numărul expozanților a depășit 1.300. Odată cu încălzirea vremii, ne tentează tot mai mult ieșirile în aer liber. Dar atenție, conform legilor în vigoare, putem face picnic doar în zonele special amenajate. În Reghin există 5 asemenea zone indicate de administrația locală. Însă, nerespectarea prevederilor legii se sancționează cu amenzi de la 100 la 5.000 de lei. Agenții poliției locale vor efectua acțiuni de patrulare pe raza municipiului în această perioadă. De la 100 la 5.000 de lei. Acesta este cuantumul amenzilor prevăzute de lege în cazul neregulilor privind activitățile de picnic în România. Și pentru că vremea se încălzește, iar ieșirile în natură sunt tot mai tentante, poliția locală din Reghin atrage atenția că va efectua acțiuni de patrulare pe raza municipiului în această perioadă pentru a fi respectate prevederile legale. Cei care observă probleme pot sesiza telefonic agenții poliției locale. Vremea se încălzește, este săptămâna mare, săptămâna patimilor. Pe de altă parte, ne pregătim de sărbătorile pascale. Dacă vremea va fi la fel de frumoasă în zilele de sărbătoare, în zilele de Paști, cu siguranță reghinenii vor ieși, poate și la iarbă verde. E un dor, o poftă de verde, de ieșire. Primăria municipiului Reghin pune la dispoziția locuitorilor săi zonele special amenajate, zone de tradiție, cum este această zonă la liziera pădurii Rotunde, o zonă de picnic. De asemenea, mai sunt amenajate în pădurea Dedradului zone, tot așa la liziera pădurii, zone aferente activităților de picnic. La intrare în pădurea Mocearului, de asemenea, o zonă amenajată și pe malurile râului Mureș. Legea 54 din 2012 reglementează această activitate de picnic în spațiile special amenajate, o lege care vine în întărirea ei, o hotărâre de Consiliul Local asemenea din 2012. Este foarte important să reamintim locuitorilor municipiului Reghin de a respecta anumite reguli. Sunt anumite obligații în ce privește focul. În primul rând, focul deschis, focul la liziera pădurilor este interzis. Toată activitatea de picnic, care este o bucurie pentru sufletele noastre, trebuie să desfășoare în condiții optime ca să nu poată fi periclitată integritatea pădurilor. Pădure dragă, cum spuneam, pădurea Rotundă, pădurea Dedradului, malul Mureșului, sărbători pascale. Va veni și 1 mai. Avem cu toții obligația să fim civilizați, să respectăm normele de conduită și să ținem cu toții de această comoară a aurului verde. Pentru Reghin TV, Ovidiu Ilisan și Norbert Urban.
Elevii de la secția germană din cadrul școlii gimnaziale Augustin Maior au făcut o vizită studioului Dareghin TV. Copiii au putut vedea locul în care se filmează o parte din emisiuni. Au înțeles cum se prezintă o știre și unii dintre ei chiar au citit de pe prompter. Deci nu e ușor. Deci trebuie să fii foarte atent când citești textul și după ce ai terminat de citit textul, prezentatorul, urma apare știrea cu imagini. În fiecare an, în data de 7 aprilie, se sărbătorește Ziua Mondială a Sănătății. Cameră de filmat, microfon, prompter, pupitru de știri. Cu toate acestea au luat contact copiii veniți în vizită în studioul nostru în data de 9 aprilie. Dareghin TV a avut bucuria de a avea alături pe elevii de la secția germană din cadrul școlii gimnaziale Augustin Maior. Aceștia au fost întâmpinați de directorul televiziunii Ovidiu Ilisan, care i-a ghidat pe cei mici în tainele televiziunii. Copiii au avut prilejul de a face cunoștință cu o parte din echipă, au înțeles cum se prezintă știrile, dar și cum anume se realizează o emisiune. Copiii sunt extraordinar de încântat, au văzut ce înseamnă munca aceasta, nu înseamnă doar să stai să zâmbești, ci înseamnă să pregătești foarte multe, este o muncă în echipă și asta pentru ei este foarte important, să învețe să lucreze în echipă, o competență extraordinar de important și de dezvoltat încă în copilărie. Ți-ar plăcea să fii prezentator de televiziune? Da. Și de ce? Pentru că îmi place ceea ce văd la televizor. Crezi că trebuie să ai o imagine frumoasă, să fii un copil frumos sau trebuie să fii și puțin inteligent? Trebuie să fiu și puțin inteligent pentru ca să fac asta. Ți-a plăcut aici în vizită la de televiziune? Da. Și ce ți-a plăcut în mod special? Ce se face aici? Ce ai văzut tu mai exact? Toate aceste butoane și mi se pare foarte greu aici. La fel de fascinați de camerele de filmat, de prompter, dar și de butoanele de la regie, au fost și elevii clasei 1, însoțiți de învățătoarea Ramona Klein. Astăzi am organizat în cadrul săptămânii Școala Altfel, Ziua Meseriilor. Până la această oră am avut invitați dintre părinți și cunoscuți diverse persoane care ne-au povestit despre meseria lor și de aceea v-am vizitat și pe dumneavoastră ca să intrăm în contact cu această meserie de prezentator de știri, de jurnalist. Ce ai văzut astăzi aici la televiziune? Eu am văzut cum se prezintă o știre. Și ce ți-a plăcut? Mi-a plăcut cum ne-a prezentat. Am văzut astăzi la televiziune. La televiziune cum se lucrează. Ți-a plăcut? Da. Ce ai văzut astăzi la Dareghin TV? Am văzut cum arată o televiziune. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut când ne-au prezentat televiziunea. Ne vei mai vizita? Da. Mie astăzi mi-a plăcut cum am învățat să prezentăm. Cum ne-a învățat să prezentăm o emisiune sau să citim de pe un televizor mic. Ți-ar plăcea să lucrezi în televiziune? Da. Ai văzut astăzi în studioul Dareghin TV? Am văzut cum se face o emisiune și cum se înregistrează. Ți-ar plăcea să moderezi și tu o emisiune? Da. Eu astăzi am văzut că este foarte frumos ca să lucrezi la un post de televiziune. Ce ți-ar plăcea să prezinți? Știri. Pentru programul Școala Altfel, să știi mai multe, să fii mai bun, s-au pregătit și instituțiile de cultură din municipiu. În perioada 6-10 aprilie, atât Casa de Cultură a Tineretului George Enescu, cât și Casa Municipală Eugenicoare sau Muzeul Etnografic au pregătit activități care i-a implicat și pe elevi. Podul de peste râul Mureș de pe strada Iernuțeni va fi reabilitat. Lucrările vor începe din data de 15 aprilie și se preconizează a dura mai mult de o lună de zile. Anunțul a fost făcut de administrația publică locală, care face apel la înțelegere și educație în trafic.
se dă start lucrării de reabilitare a podului de peste râul Mureș de pe strada Iernuțeni din Reghin. Imediat în perioada următoare, după sărbătorile pascale, mai exact din data de 15 aprilie, circulația aici va fi restricționată. Pe perioada execuției lucrărilor, traficul rutier se va desfășura pe o singură bandă. Lucrarea este de amploare și vine în sprijinul cetățenilor, fapt pentru care merită să dăm dovadă de răbdare, înțelegere și, de ce nu, educație în trafic. Pentru că am scris un proiect și am și câștigat finanțarea de la guvern la sfârșitul anului trecut pentru reabilitarea podului de peste Mureș din zona Iernuțeni, am împărțit. Reabilitarea podului o facem din fonduri guvernamentale și schimbarea magistralei din banii proprii și am început deja lucrările și sper ca în primăvara acestui an să fie rezolvată această problemă majoră pentru cetățenii municipiului Reghin. După sărbători se va limita circulația și vor începe lucrările. Circulația va suferi o serie de modificări în această zonă, iar administrația locală caută soluții pentru a reduce disconfortul și neplăcerile ce pot apărea în acest punct de referință a traficului reghinean, mai ales că vorbim despre o arteră principală care face legătura cu municipiul Târgu Mureș. Vor fi, mă rog, în zona amplasată indicatoare rutiere și semafoare temporare care vor restricționa traficul rutier. Vreau să solicit sprijinul tuturor participanților la trafic să respecte regulile noi de circulație care se vor institui în zonă și să aibă răbdare, pentru că cu siguranță se vor crea anumiți timorți în trafic în acea zonă, întrucât se vor reface ambele sensuri de circulație peste acel pod. Odată începute lucrările, mai rămâne doar ca participanții la trafic să respecte indicatoarele, dar și indicațiile echipelor prezente la fața locului, asta pentru evitarea neplăcerilor și incidentelor în trafic. Pentru Jurnal de Reghin, Mihaela Munteanu și Gal Botond. 100 de persoane nevoiașe din Reghin beneficiază de alimente în cadrul programului de cantină socială gestionată de administrația locală reghineană. Beneficiarii își ridică alimentele de 2 ori pe săptămână, însă au dreptul la ele dacă prestează ore de muncă în folosul comunității. În Reghin continuă să funcționeze așa numita cantină a săracilor prin grija administrației locale. Cei 100 de beneficiari își ridică alimentele de 2 ori pe săptămână de la un restaurant din municipiu însărcinat să le pună la dispoziție produsele. Astăzi, uitați-o, pulpe, cârnați, cozonac, pâine, foarte bune. Carne măcinată, no, ce este? Pentru câte persoane ați luat? Pentru una. Eu primis numai. Mult, mult ne ajută. Cum suntem noi, cum sunt și eu, femeie de 71 de ani, nu lucrez nicăieri, bolnavă, primesc socialul ăla, trebuie să plătesc apa, trebuie să plătesc lumina. Nu eu singură, un copil o cresc pe nepotul meu. Că tatăl s-a la pușcărie, mamă s-a abandonat, tot de 7 luni o cresc eu. Și o primește el, că n-am alocație, n-am supliment, n-am plasament, n-am după el niciun ban. Niciun ajutor. Reușiți să vă descurcați cu această mâncare? Da, da. Foarte mult ne ajută. Cantina de ajutor social asigură hrana pentru 100 de persoane, majoritatea fiind persoane vârstnice și copii. Pentru a nu încuraja nemunca, la nivelul municipiului Reghin, s-a aprobat metodologia pentru efectuarea unor activități gospodărești de către persoanele beneficiare de aceste servicii, astfel că pentru o porție de mâncare trebuie să presteze 24 de ore, pentru 2 porții 48 de ore, pentru 3 porții 72 de ore, iar pentru 4 porții 96 de ore. Beneficiarii alimentelor își pierd dreptul de a le ridica dacă nu prestează ore de muncă în folosul comunității conform reglementărilor în vigoare. În principal, aceștia sunt chemați să contribuie la curățenia orașului. Aceste persoane pot efectua următoarele activități: curățat părâul trandafirilor, curățat străzile stabilite în grafic, întreținere parcuri, terenuri de sport, zona centrală și periferică, curățare de resturi vegetale, spațiile de joacă pentru copii, întreținerea curților instituțiilor publice, școli, grădinițe, spital, precum și alte acțiuni de interes local. La aceste lucrări contribuie și aproximativ 200 de beneficiari ai ajutorului social. În total, în luna martie au primit sprijinul bănesc circa 250 de reghineni. În cadrul concursului SOS Terra, organizat de elevii școlii gimnaziale Augustin Maior din Reghin, a avut loc și un concurs al costumelor eco. Parada a avut loc în data de 10 aprilie la Casa de Cultură a Tineretului George Enescu din Reghin.
parada costumelor eco. Aceasta a fost organizată în data de 10 aprilie de elevii școlii gimnaziale Augustin Maior din Reghin în cadrul concursului SOS Terra. Concursul este organizat de 5 ani consecutiv de școala gimnazială Augustin Maior din Reghin și urmărește conștientizarea elevilor asupra pericolului care le reprezintă agresiunea asupra mediului înconjurător. Așadar, una dintre secțiunile concursului o reprezintă parada costumelor eco, iar criteriile de departajare sunt bine stabilite. Urând materialele pe care le-au folosit, pentru că toate costumele sunt făcute din materiale reciclabile, din deșeuri care pot fi refolosite. 2. Felul în care au fost create, partea artistică, și asta trebuie să conteze, și 3. Felul în care sunt prezentate pe scenă, este evident, și modeling-ul contează foarte mult. În acest caz, juriul a avut o sarcină grea, însă deosebit de plăcută, datorită modului în care s-au pregătit elevii. Juriul este format din câte o elevă din clasele a 8-a, toate clasele noastre a 8-a, inclusiv Mirona, și eu, subsemnata, colega mea de limba română, Teodora Vultur, și colega mea de limba franceză și limba engleză, Ana Maria Klein. Ocupantele locului întâi la parada costumelor eco sunt Andreea Dan și Julieta Elisabeta Baciu, eleve ale școlii gimnaziale Augustin Maior din Reghin. Rochia e făcută de prietenele mele, Maria și Antonia, desigur și eu, și am făcut așa într-o săptămână, tot câte puțin, cu mici detalii, cu din ziare, din saci, din hârtie igienică, din saci. De unde ți-a venit ideea? De unde? Din anii trecuți au fost făcute și așa mari, ca de mireasă cum ar veni, și m-am inspirat puțin. Am avut ideea de anul trecut, cum le-am văzut pe celelalte fete, cum aveau, și mi-am dorit și eu. Și anul acesta am făcut și eu și m-a ajutat mama. Și a durat o săptămână. O săptămână, destul de mult. Da. Cum te-ai simțit pe scenă, luând locul întâi? Păi m-am simțit frumoasă. Vei mai participa și în anii următori? Da. În cadrul concursului SOS Terra au existat un număr de 6 secțiuni. Alături de parada costumelor eco au existat și prezentări PowerPoint, prezentarea creațiilor literare, iar alte secțiuni au vizat arta plastică, realizarea de afișe sau de obiecte specifice. Polițiștii mureșeni au ridicat în vederea confiscării cantitatea de 695 kg de produse lactate, pentru care nu au fost prezentate documente legale de proveniență și transport. Bunurile au fost găsite în Solovăstru în data de 9 aprilie. Controlele polițiștilor continuă. Produse lactate confiscate. În data de 9 aprilie, în localitatea mureșeană Solovăstru, polițiștii au ridicat în vederea confiscării cantitatea de 695 de kg de produse lactate, în valoare de 11.229 de lei, pentru care nu au fost prezentate documentele legale de proveniență și transport. În acea zi, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală numărul 8 Petelea au identificat în traficul rutier din localitatea Solovăstru o autoutilitară, în timp ce se deplasa pe direcția Ibănești-Reghin și care transporta produse lactate. Echipa operativă a Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu lucrători ai DSVSA Mureș, s-au deplasat la fața locului pentru acordarea de sprijin de specialitate. S-a constatat că agentul economic transporta cantitatea de aproximativ 695 de kg de produse lactate, fără a avea documentele legale de proveniență și transport. Față de cele constatate, s-a luat măsura sancționării contravenționale a societății, dispunând se ridicarea în vederea confiscării a produselor alimentare identificate. De asemenea, polițiștii mureșeni din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul Ordine Publică și Serviciul Rutier, însoțiți de lucrători de la Direcția Sanitar-Veterinară, au efectuat 164 de controle pe raza județului Mureș, pe linia prevenirii și combaterii ilegalităților cu produse specifice sărbătorilor pascale. Au fost verificate 141 de societăți comerciale și 35 de persoane fizice care desfășurau activități de comercializare de produse specifice sărbătorilor pascale, carne de miel, pește, ouă, legume, fructe, produse de panificație și vin. În urma controalelor a fost constatată o infracțiune de evaziune fiscală și au fost aplicate 47 de contravenții în valoare de 11.845 de lei și au fost ridicate în vederea confiscării 5.309 produse în valoare totală de 3.716 lei, pentru care nu au fost prezentate documente legale de proveniență. Doamnelor și domnilor, esențialul de Reghin se încheie aici. Urmează în câteva momente prognoza meteo. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!
Vă dorim să aveți parte de zile cu liniște în casă și în suflet și să vă bucurați de împlinirea pe care doar timpul petrecut cu cei dragi ne-o poate aduce. Sărbători binecuvântate! Maria Precup, primarul municipiului Reghin, și Daniel Gliga, viceprimarul municipiului Reghin. Evora, o nouă locație! Întreaga gamă de produse cu care v-am obișnuit se regăsește în noul magazin deschis. Evora, o nouă locație. Loropar Fooders, ofertă de sezon. Pui de o zi, pui rasă mixtă, pui cuțe, tineret în locuire, pui de curcă de la vârsta de o zi și precrescuți 400-500 grame. Cea mai bună ofertă, calitate-preț. O gamă largă de furaje pentru toate categoriile de păsări, producție proprie și externă. Comenza în gro între orele 8-18 la telefon 0728-178-033 sau 0742-890-077. Informații la magazinul Loropar Fooders, din Reghin, strada Ierbuțeni, numărul 31. Versul curățeniei tale. Singura spălătorie și uscătorie profesională de covoare cu servicii complete la cele mai mici prețuri. Spălare covoare cu perie monocilindrică, clătire și centrifugare, uscare în 8 ore în uscătorie profesională la doar 5 lei metru pătrat. Livrare în 24 de ore, indiferent de starea vremii. Transportul este gratuit de la și la domiciliu. Comenzi la telefon 0745 377 779. Spălătoria Niagara, Reghi, strada Izvorului, numărul 11. Pentru griji și nevoi, vino la noi. SC Ramina, distribuitor Tărâțe Șroț și Floarea Soarelui. Mălai furajer, furaje pentru pui, concentrate pentru porci, viței, pui. Materiale de construcție, ciment, var, lavabile, rigips, plase sudate, mărfuri industriale, bilote, lejerii de pat, articole de bucătărie și cadouri. Toate la cele mai mici prețuri. Reghin, strada Ierbuțeni, numărul 124. Telefon 0746 108 567 sau 0265 512 649. SC Ramina, soluția nevoilor tale. Lumina sfântă de Paște să vă călăuzească în viață, să vă dea sănătate și fericire. Hristos a înviat. Apartamente la cheie. Sfintele sărbători de Paște să vă aducă liniște și pace, sănătate, bucurii și fericire. Brutăria Sabău. Cele mai calde urări cu ocazia sărbătorilor de Paște. Paște fericit. Carmaco. Hristos a înviat. Învierea Domnului să reverse asupra noastră sănătate, pace, belșug, bucurii și fericire. Club Rotary Reghin. Fie ca această sărbătoare să vă aducă multă nădejde și pace în viață. Restaurant Crizantema.
Farmacia veterinară ProVet, de 18 ani pe piața produselor de uz veterinar. Din dragoste pentru animale, vă oferim la cele mai accesibile prețuri: medicamente de uz veterinar, hrană și accesorii pentru animale de companie, furaje concentrate și premixuri medicamentoase pentru animale din gospodărie, produse hormonale, antiparazitare interne și externe, dezinfectante pentru adăposturi. De luni până vineri, între orele 8-19, sâmbăta între orele 8-15. Informații la telefon 0265 511 845. Restaurantul Transilvania, aflat pe strada Vânătorilor, având o capacitate de 220 de locuri, organizează nunți, botezuri, conferințe, petreceri private, atât pentru adulți cât și pentru copii. De asemenea, prin compartimentul de catering, vă oferă zilnic masa de prânz la biroul dumneavoastră, domiciliu sau la punctul de lucru și vă stă la dispoziție cu organizări de evenimente, atât în oraș cât și în împrejurimile regiunului. Mese festive, botezuri, agape. La Mitică. Masa ca la mama acasă. Florăria Flamingo, din nou pentru tine! Vrei să-ți înveselești viața sau să faci o bucurie cuiva drag? Florăria Flamingo este soluția ideală! Florăria Flamingo, acum încă o nouă locație. Pandurilor numărul 11, cartier Libertății, bloc 2 parter și galeriile Kaufland. Preluări comenzi telefonice și livrări la domiciliu. Florăria Flamingo, adevărații maestri ai bunului gust! Northern Lor vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi, toate sub același acoperiș. Northern Lor asigură transport gratuit în reghin și în împrejurim. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lor vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lor, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Ce ceasul? Târziu și jumătate. Hai! Păi, ce ai? Ați terminat? Nu. S-am pus un sandwich. Ia-te. Am plecat la serviciu, vă pup. Pa. Dacă sunteți cu mine, diseară când vin, vă aduc ceva bun. Serviciu jumătar! Un copil pe săptămână arde în România. Nu-ți lăsa copilul singur în casă. O campanie a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și E.ON România. Rebel să fii condus. O campanie inițiată de Agenția Națională Antidrog. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Acum poți avea emisiunile noastre pe DVD.
Bine v-am regăsit! Luni vom avea parte de un cer mai mult acoperit. Termometrele vor indica valoarea de 15 grade Celsius în Reghin, iar în Târgu Mureș 17 grade. Pentru Ludu și Iernu sunt prognozate 18 grade Celsius. 17 vor fi în Sighișoara, 16 în Batoș, 14 în Sovata, iar în Stâncen vor fi 12 grade. Și în afara județului nostru, cerul va fi parțial noros. Pentru Brașov sunt prognozate 14 grade. 16 vor fi în Bistrița, 15 în Sibiu, iar în Cluj-Napoca sunt prognozate 17 grade. Pentru Alba Iulia, termometrele vor indica valoarea de 18 grade Celsius. În București, cerul va fi senin, cu o maximă de 20 de grade. Luni noaptea se anunță averse de ploaie. Astfel, în Reghin, termometrele vor indica valoarea de 4 grade, iar în Târgu Mureș 5 grade Celsius. Marți, cerul va fi mai mult senin. Temperatura maximă prognozată în Reghin va fi de 8 grade, în timp ce la Târgu Mureș sunt prognozate 9. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Andrada Șerban, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Vrei o vacanță de vis? Tu fă-ți bagajele, noi ne ocupăm de restul. Agenția de turism Idea Tour oferă pachete de vacanță pentru toate buzunarele, cu plecare din Târgu Mureș, Cluj-Napoca, București. Vă punem la dispoziție zboruri charter din Cluj-Napoca sau București către Creta, Rodos, Kos, Zakynthos, Corfu sau Mykonos, cu asistență turistică locală, precum și pachete turistice individuale sau cu autocarul și o largă paletă de circuite culturale. Aici găsiți și bilete de avion pentru orice destinație, inclusiv destinațiile Wizz Air. Reghin, Mihai Viteazu, numărul 12, de luni până vineri, între orele 9-17 sau la telefon 0265-512-008. Idea Tour, ideea ta de vacanță! Cafe Crinul, un nume de tradiție pentru reghineni, te așteaptă cu o nouă sală de biliard. Acum, la etaj, o oază de liniște. Produse culinare de excepție, servire ireproșabilă, totul într-o ambianță intimă. Nou, bufet suedez. La cerere se organizează mese festive. Reghin, strada Palinei, numărul 12. Telefon 0749 876 774. Cafe Crin. Simplitate și bun gust. Așezată la poalele munților Gurghiu, societatea Carmaco vă oferă mezeluri proaspete, de calitate, fabricate la standarde europene, fiind implementat sistemul pentru siguranța alimentelor. Pe lângă produsele de carmangerie, Carmaco vă oferă și produse de cofetărie, prăjituri și torturi, prăjituri de casă preparate după rețete tradiționale. Carmaco, calitate și bun gust! Mera Autoservice, de 14 ani pe piața reghineană. Laborator de vopsele cu nuanțare computerizată. Atelier de tinichicerie auto. Vopsitorie în cabină de vopsit ultramodernă. Mera Autoservice, seriozitate și calitate. Noi, pentru tine, restaurant Daria Reghin, vă așteaptă într-un cadru complet renovat și modernizat.